Bună dimineața, prieteni! Astăzi am decis să mănânc, pentru că este dimineață, niște cereale, da? Niște scuzi și îl voi face cu lapte, dar nu asta este problema. Foarte important și foarte bun este că în acest castronaj voi pune și niște esență de rom, puțin, și esență de vanilie. E super! Haideți să începem să preparăm lucrul de jur. Vom pune întâi cerealele, deci ordine. Vom pune puțin cerealele, deci nu multe, că o să urmeze și celelalte, da? După care venim cu esența de rom și stropim puțin. De ce? Îi dă un gust extraordinar de bun. Le amestecăm puțin. Da? După care venim cu dumnealor să le punem și pe dânsele ca lumea. În acest bol. Hai, ce frumos miroase. Super. Am pus. Vedeți? Le amestecăm frumos și bineînțeles că acum peste ele venim cu esența de vanilie. Iar acum bineînțeles că urmează să pun laptele. Eu am un lapte mai gras de 3,5. Punem lapte. Să vedem acum. Amestecăm. Da, amestecăm foarte încet, să nu cumva să dăm cu ele pe jos. Și facem în așa fel încât să fie bine. După care se vor lăsa puțin, să zic, la macerat, adică să-și ia puțin, să se topească puțin și va fi super. Bineînțeles că la final vom mai adăuga puțin esență, sau mai bine zis puțină esență de rom, pentru că e mult mai bună așa. Punem puțin esență de rom. Și amestecăm. E super, v-aș ruga să încercați și dumneavoastră și ați văzut rețetele mele pe care le fac, tot timpul eu le improvizez. După care, bineînțeles, azi am să fac și am să merg, că nu mai am aici în bucătărie mașina pentru cafea, am să merg afară și am să îmi fac cafeaua. Aceasta a fost meniul meu de dimineață. Vă urez poftă bună și dumneavoastră și sper să încercați și dumneavoastră și că o să fie bun și o să vă plac. Da? Și ce să vă mai spun, vă aștept de asemenea pe canalele, pe canalul meu de YouTube Rețete Culinare Gustoase. Vă aștept pe grupul meu Rețete Culinare Gustoase, pe Facebook-ul meu Rețete Culinare Gustoase și cu siguranță nu veți regreta. Și abonați-vă, pentru că o să urmeze în curând niște rețete pe care probabil le-ați auzit, dar nu le-ați făcut sau poate nu le-ați auzit. În fine, o să le vedeți. Dragi prieteni, eu am fost pentru dumneavoastră Marin Dorel, alias Dodorel 62. Și vă urez o zi cât mai frumoasă și cât mai însorită. Vă pup și numai bine!